La partea a doua a emisiunii l-avem pe domnul Octavian Jurma în direct cu noi prin legătura asta numită Zoom. Bună seara, domnule Jurma! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Eu vă mulțumesc că ați acceptat. De fiecare dată trăim vremuri, aș putea spune, dramatice. România, fără nicio exagerare, cred că de ceva timp încoace trece printr-o catastrofă umanitară. Cred că ne-am întâlnit săptămâna trecută, nici nu mai știu. Săptămânile astea, zilele astea au trecut foarte greu, având în vedere ceea ce se întâmplă în România. Spuneți-mi, vă rog, dacă e să ne uităm la ultimele previziuni pe care le-ați făcut pentru cei care ne privesc, eu vă urmăresc, știu ce a spus, știu ce s-a întâmplat, cum stăm, dacă e să punem față în față ce a spus acum o săptămână, acum două săptămâni, în raport cu ce se întâmplă zilele astea. Ne încadrăm în media dintre scenariul cel mai optimist la care puteam spera atunci să rămânem la 15.000 de cazuri și cel care pesimist care putea să ne urce și la peste 25.000 de cazuri. Din fericire se pare că ne încadrăm într-un platou, cam în zona în care ne așteptam să apară. Acum, din cauza că s-a plafonat numărul de teste, asta a fost cel mai șocant aspect al acestei luni, că după 2 octombrie numărul de teste RT-PCR făcute în programul național s-a plafonat la 12.000 de teste. Deci dacă nu s-ar face teste private și teste rapide, noi n-am detectat mai mult de 12.000 de teste, deci am fi la un platou de 12.000 de cazuri, cam toată luna așa am fi stat într-un platou. De asta vârful e greu de detectat cu numărul acesta de teste, însă este clar că numerele au început să scadă și asta înseamnă că suntem în zona aceea pe care am prognozat-o, că vom avea un vârf sau debutul unui platou pe la mijlocul lunii octombrie. Și asta înseamnă că probabil începând cu săptămâna viitoare să vedem o ușoară scădere a numerelor, care se va accelera de la o săptămână la alta, astfel încât să coborâm pe probabil că în a doua săptămână a lunii noiembrie vom coborâ din nou sub 10.000 de cazuri. Și vom intra probabil pe mijlocul lunii noiembrie sau sfârșitul lunii noiembrie într-o zonă suportabilă medical. În România, zona suportabilă medical se află sub 6.000 de cazuri pe zi, ca să înțeleagă și cei care ne ascultă de ce atât de important ar fi fost să nu permitem să trecem aici, pentru că dacă ne-am fi menținut în numărul de cazuri pe care l-am avut maximum în valul 3, chiar și atunci a fost o săptămână, două, în care spinalele au fost copleșite chiar cu 6-7.000 de cazuri pe zi. Deci avem o veste oarecum bună, dacă se poate numi așa, nu mai creștem atâta, însă în continuare suntem cu capul sub apă. Faptul că suntem la 5 metri, nu la 6 metri sub apă, încă nu este, dar este clar că începem să ieșim din val și asta este probabil cel mai important lucru. Acum, cât de repede vom ieși din el depinde și de această campanie de vaccinare care s-a accelerat foarte mult în ultima vreme și care peste două săptămâni va începe să contribuie la imunizarea aceasta. E o cursă cumva între virus și vaccin. Cine apucă să te imunizeze primul, însă indiferent dacă te imunizezi prin infectare sau prin vaccinare, ești scos din acest bazin de oameni susceptibili la infecție. Da, spuneți-mi, vă rog, vreau să vă întreb, de ce un număr atât de mare infectați acum? Pentru că și la valul trecut, da, valul 3, trăim valul 4, numărul de vaccinați era la fel de mic, ba chiar mult mai mic. Este din cauza variantei Delta, care este mult mai contagioasă, sau ce s-a întâmplat? Sau și evenimentele? Profesora Fila spunea că această explozie a avut loc după, la două săptămâni după ce a fost Antoldu, la fel Congresul PNL și așa mai departe. Da, în primul rând se datorează variantei Delta, care știm că este atât de infecțioasă, încât a trecut la fel de ușor printr-o populație vaccinată înalt, cum a fost Marea Britanie, ca și tulpina alfa. Deci vaccinul cu Q-cuva a reușit să reducă rata de transmisie de vreo 4 ori, dar chiar și așa s-a mișcat la fel ca tulpina alfa. Deci asta se știa din start, încă din iulie, când au început acele prognoze ridicole pe care le prezentau politicienii și Institutul Național de Sănătate Publică, care pretindeau că la noi tulpina asta se va mișca ca tulpina Wuhan, ancestrală, nu ca tulpina Delta. În al doilea rând, se datorează faptului, și asta am și făcut un mic studiu inițial în care încercam să
calculez cam cât, care e rata la care scade imunizarea asta de grup pe care am dobândit-o în valul 3 și cam s-a nimerit destul de bine pe sfârșitul lunii iulie, inclusiv imunitatea dobândită în primele două valuri, dar și faptul că după 6 luni vedem că acum avem date clinice, mai ales din Israel, care arată că imunizarea după 6 luni scade chiar și după vaccin. Deci vaccinul introduce o imunizare foarte puternică, însă scade la fel ca imunitatea naturală și astfel încât am intrat în valul 4 cu o populație mult mai vulnerabilă decât speram. Și acești doi factori, la care se adaugă, și asta e foarte important, că și în valul 3, exact cum ați remarcat și dumneavoastră, am intrat cu o populație nevaccinată. Însă în valul 3 am avut niște strategii mult mai bine puse la punct. Am avut niște scenarii școlare, școlile au intrat rapid și au intrat după 3 la mie, au intrat în online, s-au închis aproape tot după 3 la mie. Am avut 7,5 la mie pentru scenariile de carantină de noapte. Deci a fost mult, mult mai bine manageuit valul 3 decât valul 4. În valul 4, din potrivă, profesorul Rafil a remarcat corect, aceste festivale au contribuit la răspândirea comunitară, însă real nu un anumit festival în sine, cât debutul școlilor, care cumulat e de 10 ori mai mult a însemnat decât toate festivalurile la un loc și care a produs o explozie, pentru că școlile au devenit cel mai nesigur spațiu public din România. Deci singurul loc în care nu s-a făcut triaj epidemiologic în afară de mască, absolut nimic nu s-a făcut în școli. Și nu numai atâta, s-au menținut școlile deschise și după 6 luni. De fapt, întâmplător, e o coincidență, pentru că Antolți a terminat pe 12, școlile au debutat pe 13, deci e practic... au coincis datele și atunci e mult, mult mai sigur, pentru că de fiecare dată pe curbă și exact cum a fost prognoza, la 2 săptămâni fix după deschiderea școlilor, numărul de cazuri explodează sistematic în România, astfel încât școlile mereu sunt menținute ca parte din problemă, în loc să fie transformate ca parte din soluție, prin într-o metodă simplă, efectiv testarea în școli și ancheta epidemiologică extinsă. Păi testarea în școli, de-abia acum voiau să cumpere testele alea de salivă. Aduceți-vă aminte, n-au făcut nimic toată vara. Și dacă vorbim și de alți factori, vă mai spun eu, apropo de mortalitate și numărul mare de morți. Spitalele au fost prinse de al patrulea var fără medicamente. Absolut. Fără antivirale. Nu vorbim de anticorp monoclonal, de docilizumab, remdesivir și așa mai departe. Adică n-au avut medicamente, domnule Jurma. Știți foarte bine acest lucru. Spitale de boli infecțioase și acolo mai erau probleme. Dar în rest, sunt câteva spitale de boli infecțioase. Toate celelalte spitale unde ajung mii și mii de oameni, da, sunt spitale normale, chiar dacă sunt spitale COVID, unde nu au fost medicamente. România a fost transformată aproape într-un experiment de laborator. Au venit de la INSP niște prognoze că o să avem maxim 1500 de cazuri, maxim 4000 de oameni internați în spitale. Deci, inclusiv la începutul lunii septembrie era prezentat valul 4 ca fiind o chestie foarte ușor de depășit. Asta a făcut ca... De ce sunt atât de importante aceste prognoze pentru cei care ne ascultă? Rolul guvernului este să fie pesimist în privința măsurilor pe care rea și optimist când se adresează populației. La modul, suntem pregătiți, vedeți-vă de treabă, avem grijă. Dar când se închid ușile, care e cel mai rău scenariu? 15.000 de cazuri pe zi, câte spitale ne trebuie, câte paturi? Ei trebuie să se uite la cel mai rău scenariu posibil și să se pregătească pentru acesta. Dacă într-adevăr se dovedește că o să fie numai 1500 de cazuri și noi ne-am fi pregătit pentru 15.000 de cazuri, n-am fi avut nimic de pierdut. Am fi avut spitale mai bine pregătite, am fi putut vinde stocurile vecinilor. Am văzut că nu e o problemă dacă ai stocuri de medicamente esențiale în pandemie. Întotdeauna sunt oameni care au nevoie de ele. Deci această combinație între prognoză greșită care a fost livrată, nu știu dacă intenționat, autoritățile au cerut prognoza la modul ăsta sau așa li s-a livrat asta, trebuie investigat. Cert este că populația a fost încurajată să se relaxeze în continuare, că la noi, chiar dacă nu facem ce fac, mereu vedeți președintele, premierul, toți ne, domnul Rafat, toți oficialii iasă și ne îndeamnă să ne uităm la vecinii noștri. Dacă am fi făcut ce au făcut ei, n-am fi avut ce avem acum în spitale, dar hai să nu uităm doar la populație, să nu uităm ce au făcut și autoritățile din țările respective, că așa e ușor să dai vina pe populație. Însă un lider care dă vina pe oamenii care îl urmează este un lider, evident. Cineva ar trebui să-și asume răspunderea.
vedeți că toate sunt greșeli, nu aveam unde să știm, nimeni nu putea să știe, chiar dacă se modifică clar, în mod deliberat, niște documente oficiale de pe sâmbătă, pe luni, tot e o greșeală, cumva computerul s-o scos singur. Deci avem această retorică, noi nu suntem de vină, nu avem cum să știm, pe de altă parte, toate măsurile care s-au luat au fost măsuri de relaxare, să nu uităm că n-am ajuns întâmplător aici. Pragurile care au rămas din valul 3 și care au împiedicat valul 3 să fie mai rău decât a fost în România, s-au scos. S-au scos toate măsurile care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1,5, la 2, la 3, la 1000, la 4,5. Acum ni s-au împachetat așa, cum era faimosul junk bondurile care au produs marele crah din 2008. S-au împachetat toate aceste măsuri și ni s-au prezentat ca un pachet nou pentru că s-a adăugat certificatul verde, care și nici ăla de fapt nu e nou, că a fost adoptat și readoptat, ca să zic așa. Deci avem de fapt niște măsuri care nu sunt noi în proporție de 80%, sunt doar măsurile care s-au suspendat ca să facă cumva liber pandemiei, nu cumva să se împiedice pandemia de măsurile noastre. Le-am introdus acum din nou și vedem că nici nu s-au introdus bine, că imediat se vin cu relaxări, excepții. Și această confuzie și bâlbâială, această de fapt lipsă de autoritate a autorităților, că aici nu discutăm de violență, autoritatea se manifestă în populație prin respect. Asta e sentimentul pe care îl trezește autoritatea. Nu trebuie să fie violentă, nu e vorba de frică. Însă această autoritate care face ca, mai ales autoritatea sanitară vorbim aici, vedeți că de fapt campania de vaccinare a decolat când politicienii au început să se certe atât de mult între ei încât nu s-au mai băgat în seamă. Deci când au eliberat terenul, oamenii au început să se vaccineze, că și-au dat seama, pe de altă parte, că degeaba le-au promis politicienii toată vara. Și vă dați seama, haideți să ne punem în papucii unui om care nu s-a vaccinat. Nu mă refer la antivaccinist, ci un om nevaccinat, care pur și simplu nu l-a convins nimeni din toată confuzia care a fost să se vaccineze. Și el a ascultat autoritățile și autoritățile i-au promis, măi dragă, dacă nu te vaccinezi, eu îți promit că niciodată, ever, never, în România nu o să fie discriminare între vaccinați și nevaccinați. Nu-i așa? Când am vorbit ultima oară, certificatul verde era paria. Da, hai să începem cu declarația președintelui și nu numai din iunie, când a anunțat că pandemia s-a terminat. S-a terminat, nu s-a cam terminat. S-a terminat, da, era o glumă, s-a terminat. Da. Și la trecut folosit campania de vaccinare a fost un succes. A fost un succes, corect. Când m-am referit la faptul că a trecut și în general această comunicare, oamenii o percep foarte bine, chiar dacă ei poate nu sunt foarte subtili în retorică, dar ei înțeleg diferența între prezent și trecut. Și când ceva s-a închis, creierul lor procesează, s-a terminat. Când, nu numai că s-a terminat, dar ți se dă drumul și la relaxarea necondiționată, deși înainte ți s-a spus că va fi condiționată de țintele de vaccinare. Când toți spun, nu vă uitați în vest la certificatul verde niciodată, e o discriminare, nu o să-l adoptăm, stați liniștiți. De ce ar fi fost important să se anunțe? Mă, poate l-adoptăm dacă ajungem la 15, la 1000. Nu cred, dar pentru că un om care s-a infectat, știind că o să beneficieze de certificatul verde și ar fi declarat boala, era și în interesul meu ca medic să știu oamenii care sunt infectați, era și în interesul lui, aveam un beneficiu mutual. Ok, tu îmi spui mie că ești infectat, te țin 2 săptămâni adevărat în casă, dar după asta ai 6 luni de certificat verde. Un beneficiu important pentru cei infectați să se declare. Evident, statul a refuzat să-i testeze și refuză în continuare să-i testeze pe oamenii care vor să se declare infectați. Deci avem o întreagă discuție aici. Doi. Cei care nu vor să se vaccineze, măi, nu, niciodată nu o să discriminăm. Dacă nu vrei să te vaccinezi și nu ți-ai declarat boala, oricând te poți testa ca să îndeplinești criteriile de certificat verde. Nu va fi discriminare. Acum, dintr-o dată, se elimină testele din certificatul verde. Că acum, brusc, ăștia au grijă de ei. Ok, dacă certificatul verde nu mai poate fi funcțional, atunci nu stâlcesc certificatul verde. Atunci iau măsuri ca în Lituania și declar, dragilor, vaccinați. Îmi pare rău, trebuie să stăm toți în carantină 30 de zile, pentru că e problema tuturor faptul că spitalele sunt pline, e problema tuturor că medicii nu mai pot să trateze nimic în țara asta, e problema tuturor că se duce pe râpă ordinea socială, deci nu mai este o problemă doar a vaccinați versus nevaccinați. Stăm toți în carantină și numai bine. Când ieșim din carantină, cei care nu s-au vaccinat au vreme berechet să se vaccineze cu ce vaccin vor ei, ca atunci când începem să ne scoatem cu certificatul verde, care, repet, este o măsură de relaxare. Niciunde.
nu este folosit ca o măsură de coerciție ca România. De aia certificatul verde trebuie să relaxeze niște măsuri mai stricte, care în România nu există în mod real. Aceste măsuri cu circulația de noapte și lucrurile astea, alea ar fi trebuit să fie funcționale în 80% din localitățile din țară. Domnule Jurma, o să luăm o scurtă pauză, după care vom continua, dar înainte de pauză, citesc ce ați postat pe Facebook, mi s-a părut absolut extraordinar. Spuneți așa, le răspundeți celor care vă scriu dumneavoastră și nu se lasă obligați să se vaccineze, le spuneți că este alegerea lor să se vaccineze, să nu se vaccineze și până la urmă este o hotărâre pe propria răspundere. Dar la final scrieți un PS. Sunt revoltat de transformarea certificatului verde într-un instrument de represiune împotriva celor nevaccinați prin eliminarea testelor din criteriul de validare. Rolul certificatului digital, certificatul digital verde, este să ne unească pe o platformă de responsabilitate, nu să ne dividă pe o platformă de discriminare. Foarte interesant, discutăm și vreau să detaliați ceea ce a spus aici în această postare legată de transformarea certificatului verde într-un instrument de represiune după o scurtă pauză. Da, continuăm partea a doua emisiunii, invitat Octavian Jurma. Spuneam în ultima parte, va fi în studioul nostru domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR. Vreau să vă întreb și să detaliați ceea ce a vrut să spune, ceea ce a spus de fapt pe Facebook. Sunt revoltat de transformarea certificatului verde, spuneam, într-un instrument de represiune împotriva celor nevaccinați prin eliminarea testelor din criteriul de validare. Certificatul verde este un proiect european. El a fost gândit pentru a permite oricărui cetățean să funcționeze relativ normal în pandemie, indiferent de dacă este vaccinat sau nu este vaccinat, dar în același timp să asigure o garanție de siguranță. Astfel, avem definiția foarte clară, stabilită, criteriul de vaccinare, criteriul de vindecare, trecere prin boală, demonstrată prin confirmarea cu ajutorul unui test, sau test RT-PCR sau rapid, care să demonstreze că pentru o anumită perioadă scurtă de timp nu ești un risc epidemiologic. Deci certificatul verde nu este gândit să protejeze niște oameni de să nu se infecteze, este gândit să îi elibereze de niște restricții care îi protejează de boală, adică o carantină, cum este în Italia și cum a fost peste tot. Peste tot, certificatul verde s-a adoptat pentru a permite extragerea selectivă a cetățenilor din carantină. Ok, începem să controlăm boala, prin urmare începem să extragem de sub restricții oamenii selectivi. În loc să ridicăm restricțiile, cum s-a întâmplat în România, le păstrăm, dar scoatem oamenii de sub restricții. De aceea, un certificat verde în absența unor restricții devine în sine o măsură represivă. Dar dacă pe de altă parte scoți testele, și mai ales le scoți cum s-a făcut în România, unde s-a spus toată vara că nu se va întâmpla asta. Și tu spui astăzi, de mâine, doar cei vaccinați și cei trecuți prin boală, care și-au declarat boala, mai poate să funcționeze normal în societate. Atunci e o problemă uriașă. Chiar dacă mâine te vaccinezi, tu ai nevoie oriunde între 10 și 28 de zile să ți se maturizeze certificatul. Prin urmare, statul, măcar în perioada asta, ar trebui să pună la dispoziție niște instrumente prin care omul să poată să funcționeze normal sau să anunțe de peste 30 de zile va intra în vigoare certificatul verde. Până atunci stăm toți frumoși în carantină, cum se întâmplă în Lituania. Asta ar fi fost, de altfel, măsura cea mai simplă, să intrăm într-o carantină, să stingem pandemia, să permitem medicilor să revină, iar apoi, peste două săptămâni, să începem să reluăm cu ajutorul acestor certificate, să avem timpul necesar să le implementăm, că așa de pe zi pe alta vedeți ce haos este. Deci oamenii nu se pot conforma. Asta e cea mai mare problemă de pe zi pe alta cu acest certificat. Și atunci, dacă ei nu se pot conforma, dacă ei nu pot să-și facă treaba și nu le dai nicio alternativă prin care ei să se conformeze decât vaccinarea, asta este o problemă inclusiv pentru mine, care îmi doresc, și știți foarte bine că am avut nenumărate discuții aici, eu sunt un pro-vaccinist, convins. Însă nu vreau ca oamenii să se simtă forțați. De ce? Pentru că ne divide. Și într-adevăr vedem că o parte din populație, din cei nehotărâți, acum se îndreaptă spre vaccinare. O fac din teamă, mai ales de restricții, dar și de boală.
Însă o altă parte se radicalizează. Și noi, dacă nu reușim să vaccinăm 75-80% din populație ca restul țărilor din Europa de Vest, noi mereu vom avea o vulnerabilitate foarte mare, pentru că am creat-o acum, în loc să facem pașii în valul 4 ca să împiedicăm valul 5 și un alt potențial val 6, noi facem lucrurile de asemenea natură încât oamenii se vor refuza și certificatul verde, se vor îndârji și împotriva lui. Dacă certificatul verde este folosit corect, el devine o platformă de responsabilitate comună. Ok, tu dacă ești responsabil și te-ai vaccinat, ok, dar tot o responsabilitate este dacă ți-ai declarat boala, prin urmare treci în categoria oamenilor responsabili și tu. Tu nu vrei să mergi în comunitate fără să fii sigur că nu ești un pericol pentru el, deci e o dovadă de responsabilitate să te testezi. Prin urmare, avem aici certificatul verde, cumva validează responsabilitatea socială, iar cei care nu vor să se conformeze cu certificatul verde, deci nu vor nici să-și declare boala, nu vor nici să se testeze, nu vor nici să se vaccineze, atunci putem fi iarăși ca societate de acord că aceștia nu sunt chiar cei mai responsabili oameni și prin urmare ei se pot supune unor restricții de circulație pe care le-am urmat cu toții într-o anumită perioadă, dar de la care începe să facem excepție pe aceste criterii de responsabilitate. Și în fine, în general, certificatul verde se adoptă după ce se trece de pragul acesta de 50%. Este doar o măsură de elementară, de politică. Când ai majoritatea de partea ta, iei niște măsuri care sunt mai puțin populare pentru cei care au rămas pe din afară. Deci acum riscăm să compromitem complet atât campania de vaccinare, cât și utilizarea certificatului verde în viitor într-un mod care să fie... Bun, utilizarea certificatului verde într-un mod european, așa cum e exact, toată Europa. Exact, european, ați spus punctul pe ei, nu că căutam cuvântul. Într-un mod european, nici nu putem spune mai mult decât atâta. Și mai e o chestiune legată de asta, care nu mi se pare deloc în regulă. Scoaterea testului, da? Pentru că vorbeam despre test, din certificatul european, că asta înseamnă certificat european pentru toată lumea. Un test, PCR sau antigen, faptul că dovada că ai trecut prin boală sau dovada că ai făcut dozele de vaccin, da? Faptul că nu se mai s-a scos testul, a scăzut și foarte tare numărul de teste în general. Ori testarea, exact, știm bine, și dumneavoastră, sigur că ați susținut și vaccinarea, dar și noi am vorbit aici de 1000 de ori, testarea este, practic, face parte din campania de a, cum să zic, de a controla pandemia până la urmă, nu? De a o ține sub control. Absolut. Imediat cum s-au scos testele din criteriul de certificat verde, imediat au scăzut și testele. Deci avem o scădere cu 10% în numărul de cazuri, avem, ne uităm și vedem că au scăzut și testele cu 10%. Deci suntem într-adevăr într-un platou, dar acest platou poate fi conturat în zona descendentă, scăzând în continuare numărul de teste și descurajând testarea, pentru că am citit cu mare atenție ordinul acesta de guvern și sunt acolo mereu, foarte rar sunt invocate testele. De aceea e și greșit să-i spunem certificat verde european, că nu este. Este un certificat, eu știu, albastru, mioritic sau cum vreți dumneavoastră să-i spunem, dar n-are nimic de a face cu principiile și cu motivul pentru care s-a introdus, tocmai ca să ne facă să suportăm mai ușor niște restricții care la noi nu există. Și aici, într-adevăr, faptul că de pe o zi pe alta niște oameni se întorc 180 de grade de la niciodată nu o să-l adoptăm, niciodată nu o să se... și dintr-o dată, a doua zi, nu așa, fără niciun preaviz. Acest lucru, această impredictibilitate uriașă creează foarte multă resentiment în populație și nu creează, iar subminează autoritatea medicală, pentru că suntem într-o stare în care nimeni nu mai respectă sfatul medicului, ca să zic așa, da? Și nu mă refer la populație, mă refer la autorități, la conducere. Nimeni din conducerea statului nu mai ține cont de opinia medicală. Toate aceste măsuri sunt primar motivate politic și recunoscut motivate politic. De ce ai făcut excepția, eu știu, pentru biserici sau pentru... Păi, nu, ai politic, nu pur și simplu... S-a hotărât, asta e cea mai... Asta e de s-a hotărât generic, da, cineva, asta așa. Asta e de pe vremea lui Ceaușescu cu s-a hotărât. Da, exact. Uitați ce se discută la Senat, apropo de asta, apropo de certificatul verde. Raporturile de serviciu, respectiv contractele, în baza cărora își desfășoară activitatea personalul,
din unitățile publice și private care nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19, în vederea atestării îndeplinirii unuia din condițiile prevăzute la articolul 1, se suspendă de drept pe o perioadă de 30 de zile. Înțelegeți? Dacă nu ai certificat verde, atât la stat cât și la privat, asta este propunerea, să vedem ce va rămâne din ea, deci certificat verde, vei fi suspendat. Practic, ți se suspendă dreptul la muncă. Ce nu știm acum este exact lucrul despre care discutăm noi de atâta timp, ca niște, hai să nu zic fraieri, să nu zic proști. Dom'le, certificatul verde, ăsta european despre care vorbim, conține și testarea. Domnul Raed Arafat, tatăl la ce rimează cu Arafat, la băiat. Înțelegeți? Adică, hai să discutăm despre lucrul ăsta. Și vă mai spun, cu toate că eu sunt în cauză, însă nu prea știu să-mi apăr cauza și nu prea știu să mă bat pentru ea. Păi, fratele meu alb, mă refer la Raed Arafat, atâta timp cât tu, pentru zona Horeca, da, spui că doar 50% din capacitate ai voie să o folosești, păi dăm banii pentru cealaltă 50%. Ai program până la ora 21, când era până la 24, dăm banii, cum s-au dat în vest, pentru cealaltă 3 ore. Bun, credeți în acest proiect legat de, în ultima parte, nu e nicio grabă, de acest proiect legat de certificatul verde pentru a merge, condiționarea pentru a merge la muncă? Nu așa se discută. Nu în mijlocul unei crize existențiale în care lumea e panicată și tu încerci să te folosești de panica lor. Ei se vor trezi și se vor da seama că nu e regulă. Discuția asta trebuia să avem în vară, când eram liniștiți, când lumea discuta rațional. Sunt total împotriva adoptării acestor măsuri pentru că se știa că vom ajunge aici. Și am auzit mereu, am ajuns aici pentru că nu ne-am vaccinat. Nu e adevărat. Am ajuns aici pentru că ne-am infectat. Vaccinarea nu este singurul mod prin care se oprește pandemia. Este unul din moduri și vedem că vaccinarea nici măcar nu oprește fundamental circulația virusului, cum se vede în Anglia. Deci noi trebuia să ne asigurăm că nu permitem să depășească numărul de infectări cu orice mijloace avem la dispoziție. Dacă populația hotărâ că nu vrea să se vaccineze, tu ca guvern nu-i spui, na, ați văzut că v-ați infectat și ați murit ca proștii. Dacă nu v-ați vaccinat, tu iei măsuri, băi, dacă oamenii mei nu vor să se vaccineze, seamă că vor carantină. Asta era o comunicare mult mai bine. Dragilor, îmi pare rău, da, nu v-ați vaccinat, dar pe chestia asta la mie intrăm în carantină, că eu nu voi permite spitalelor să depășească 1500 de paturi. Asta, da, asta eu pot să vă promit ca autoritate, că voi dacă nu vreți să-mi urmați sfatul, eu o să vă închid exact ca în primul val și de fiecare dată când o să depășim de acum înainte 3 la 1000, o să vă închid și asta, nu aveți decât să mă dați afară dacă nu vă convine. Da, e o chestie logică. Era logică, era frumoasă, discutam cinstit. Bă, ăsta e serios, hai să vedem. Ce să facem ca să ne ajungem la 3 la 1000, domnul? Corect. Președinte? Atunci erau, și mai ales discutai asta atunci când nu existau aproape 20.000 de cazuri, când nu erau exact spitalele exact pline, terapiile intensive și așa mai departe. Într-un minut, pentru că nu mai avem timp, domnule Jurma, cum vedeți perioada următoare? Cum credeți că vor evolua lucrurile? Cum va evolua pandemia? Vom mai sta o săptămână, săptămâna asta vom depăși în continuare 100.000 de cazuri, după care sper ca de săptămâna viitoare să începem să ieșim ușor, ușor, să vedem o scădere ușoară, care se va accelera. Eu cred că vom coborî sub 10.000 de cazuri la începutul lunii noiembrie, fie în prima, fie în a doua săptămână, vom coborî sub 10.000 de cazuri și în a doua parte a lunii noiembrie vom coborî și sub 6.000 de cazuri, astfel încât decembrie să ne prindă un pic mai relaxați. Greu de spus din cauza acestui abuz cu testările și doi, unele măsuri care acum se iau de fapt riscă să alimenteze infectarea, cum a fost această vacanță introdusă, în loc să se introducă școala online, s-a dat vacanță, lumea se duce acum la bunici, la schi și riscăm să aruncăm gaz pe foc cu o parte din măsurile care s-au luat acum. Deci altfel, cu rezerva impactului politic, sunt moderat optimist că vom continua să vedem o scădere care se va accelera pe finalul lunii noiembrie și în decembrie, să fim mai liniștiți. Mulțumim mult de tot, domnule Jurma, să ne vedem cu bine, să sperăm că scenariul dumneavoastră de această dată, unul pozitiv totuși, Doamne ajută, sau unul bun se va împlini. Mulțumesc mult de tot pentru participarea din această seară la Live News, la Marius Tucă Show. Ne vedem, ne auzim, ținem aproape.
Până atunci, o scurtă pauză, după care vom intra, vom fi în studio aici cu domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR, să aflăm cine va fi, cine va face guvernul, cine va avea majoritate. Mulțumesc, numai bine!